O nouă ședință de judecată în dosarul fabricat pe numele lui Gheorghe Petic. Astăzi, procurorii au prezentat învinuirea pe numele fostului șef adjunct al Poliției de Frontieră, Veaceslav Garștea, și a fostului șef de la Cancelarea de Stat, oficiul ungheni Petru Gerasimov. Tot azi, magistrații urmau să-l audieze pe fostul polițist de frontieră, dar ședința a fost amânată pentru anul viitor din cauza unei alerte false cu bombă. Am vrut să discutăm cu cei vizați în dosar, dar bănuiții au părăsit judecătoria pe ușa din spate. Ședința din această dimineață, care a avut loc la judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani, a început cu prezentarea învinuirilor pe numele a trei persoane, care sunt cercetate pentru că ar fi fabricat dosarul DeviWall pe numele lui Gheorghe Petic. Printre bănuiți se află fostul șef adjunct al Poliției de Frontieră, Veaceslav Garștea, și fostul șef al oficiului ungheni al Cancelariei de Stat, Petru Gerasimov. Eu urma să fac declarații pe aceștia trei, m-am pregătit câteva săptămâni. Din păcate nu am putut să fac declarația, am adus și niște probe, o să fie și martori adiacenți. Asta pentru că în timpul ședinței a fost anunțată o alertă cu bombă, iar magistrații au dispus amânarea examinării cauzei penale până la mijlocul lunii ianuarie anului viitor. La ședința de judecată a fost prezentă și pretinsa victima aviolului, care însă nu ne-a oferit prea multe detalii, pentru că, spunea ea, încă nu a făcut declarații în fața magistraților. Trebuie să vă întrebăm și dacă într-adevăr ați fi fost impusă să dosarul... Da. 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 Am fost condus de poliție timp de 3 ani cât a fost procesul cu Gheorghe Petic, poliția din Ungheni, da. Care... De actualul comisar, mă rog, mi se spunea anumite lucruri, ce se spun, ce se ne spun, când se plec la judecată, când se nu plec la judecată. Nu doamna asta urma să joace rolul, deci eu am mai reculat altă doamnă anterior. Însă doamna respectivă a venit și mi-a spus, o doamnă de la Ungheni, a venit și mi-a spus, sub dictofon, sub permisiunea ei, toată această înregistrare este înscrisă, noi o să o prezentăm ca probă la ședințele viitoare, unde o altă doamnă înainte de... Asta nici mi-a spus, uite, îți pregătești o chestie de viol. Am vrut să discutăm și cu Veaceslav Garștea și Petru Gerasimov, bănuiți în acest dosar, dar ei au ieșit pe ușa din spate a judecătoriei. Gheorghe Petic a fost condamnat în martie 2019 de magistrații judecătoriei Orhei la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru viol. Acestuia i-a fost aplicată și o amendă de 30.000 de lei. Câteva luni mai târziu, Petic a fost eliberat din detenție, iar dosarul cu pricina trimis la rejudecare în prima instanță. Ulterior s-a constatat că dosarul i-a fost fabricat. 6 foști și actuali angajați ai Ministerului de Interne au fost reținuți de procurori și ofițerii SI și SPIA, fiind bănuiți de fabricarea dosarului. Ulterior a fost audiată pretinsa victimă, care a povestit în detalii cum a fost instruită să însceneze că ar fi fost violată de Gheorghe Petic. Atunci procurorii și-au retras acuzațiile, iar Petic a fost achitat.